FC Botoșani își dorește să termine fără emoții sezonul regular și să-și asigure atingerea primului obiectiv fixat la început de sezon, respectiv o nouă calificare la masa bogaților. Orice este posibil. Deci obiectivul nostru, dacă ne-l îndeplinim și sper din tot sufletul să ne-l îndeplinim, de a prinde primele 6 locuri, play-off-ul, ar fi al treilea an succesiv și ar fi o situație meritorie pentru clubul nostru. Cât despre o poziționare pe podium la finalul campionatului? Noi suntem o echipă care, poate câteodată suntem imprevizibilă și ca joc și ca rezultat, dar fiți sigur că în play-off, fără, știu eu, fără o presiune specială legată, știu eu, de o poziție în clasament care să nu, să nu te onoreze. Echipa noastră este capabilă, avem jucători, avem resurse, avem antrenori, avem finanțatori care fac lucrurile așa cum trebuie. În momentul de față, FC Botoșani este pe locul 3 în clasamentul primului eșalon cu un total de 44 de puncte obținute din 26 de partide disputate.